O mamă a povestit cea mai traumatizantă experiență prin care a trecut. Ea s-a dus la spital să nască, însă a avut parte de un scenariu rupt din filmele de groază. În timpul nașterii, medicii au smuls capul bebelușului. Părinții copilului spun că fetița lor trăia la naștere, dar a fost ucisă de medicii care i-au rupt capul. Deși murise, medicii au ținut să reatașeze capul copilului de corp, așa că l-au cusut la loc, conform spuselor mamei. Părinții copilei au deschis o acțiune în justiție în urma incidentului îngrozitor petrecut la un spital din Brazilia. Mama susține că bunica copilei a văzut urmele copcilor și așa și-a dat seama că medicii au rupt capul fetiței sale la naștere. M-am trezit și am auzit cum cineva a spus: "Ești trează? Hai să ne luăm rămas bun de la fica ta." Apoi au adus-o îmbrăcată, împachetată, a povestit mama. Mama mea a văzut întreaga procedură. Ea a deschis hainele copilului, dar au încercat să o întrerupă. Atunci am văzut că gâtul ei era cusut, plin de semne, spune aceasta. Femeia era însărcinată în 7 luni când a intrat în travaliu. Bebelușul fusese diagnosticat anterior cu o problemă la plămâni, ceea ce înseamnă că existau șanse să nu supraviețuiască. Însă părinții insistă că inima ei bătea înainte de a fi smuls capul. "Nu am avut timp să vorbim despre asta. Au început să tragă capul copilului cu mâinile, spunându-i soției mele să împingă, dar ea nu mai avea putere. În ultimul moment în care au făcut asta, au venit mai mulți oameni și au ținut-o. M-au ținut și pe mine. I-au făcut anestezie generală. A leșinat. Copilul abia a ieșit, dar ea era deja fără viață," povestește tatăl. Ba mai mult decât atât, tatăl ar fi fost scos din sala de nașteri după incident. "A fost mult mai mult decât o greșeală medicală. S-a pierdut o viață, iar viața mamei era cât pe ce să se piardă și ea. Mama a fost legată în timpul nașterii, are mai multe vânătăi pe corp. Au fost mai multe greșeli succesive care au provocat această tragedie," a declarat avocatul. Spitalul le-a propus părinților să le fie plătită înmormântarea bebelușului ca ei să nu depună plângere, însă oferta a fost refuzată. "Chiar dacă nu o va aduce înapoi, sper ca ceea ce mi s-a întâmplat mie să nu îi se întâmple și altei mame. Am fost tratată ca un animal, nimeni nu m-a respectat. Este foarte trist," a spus femeia. Relatează știrșocante.ro.